La din astea vă uitați. Și vă și plac, gen. Păi și nu vi-e rușine, mă? Mergeți pe stradă, vă spune un prieten, hei, n-ai, nu știi vreun film de groază și tu spui ăsta? Cum te simți? Nu, ridică capul. Ești de atâta timp aici. Ți-am arătat atâtea filme de groază bune și tu ce ai spus? Ai ales cam plictisitoare. Și te uiți la asta. Du-te, azi mai dezamăgit. Du-te. Am văzut Slenderman. Nu știu dacă a fost la recomandarea voastră, nu mi-aduc aminte. Știu că m-ați bătut la cap cu filmul ăla cu The Nun. Încă nu l-am văzut. Probabil când apare pe Amazon românesc o să-l văd. Și dacă întrebați de Halloween, dacă o să am chef, o să merg săptămâna asta. Dar cel mai probabil nu apare review săptămâna asta. O să mă gândesc dacă merită banii. Nu sunt în traumă, nu sunt în șoc, dar cu siguranță nu sunt nici cel mai bucuros om din lume că am văzut filmul ăsta. Hai să discutăm despre poveste. Niște adolescente, vreo patru adolescenți, băieți sau trei, nu mai țin minte, o să facă ceva secret într-o seară, la care una dintre ele ci că știe ce o să facă ea. Și dacă ei au petrecerea lor, hai să facem și noi fetele petrecerea noastră. Și se strâng toate patru în beciu uneia, basement, beciu uneia dintre ele și spune alta la un moment dat, hei, știți ce o să facă băieții? Și asta ce o să facă băieți? O să-l invoce pe Slenderman. Ești nebună la cap? Îl invocă pe Slenderman? Cum fac asta? Intră pe un site așa, imediat, parcă era pe front page, în pula mea, parcă era Google. Cât de secret e video ăla? Păi site-ul ăla era de fapt un forum și cineva a dat link. A, uite, ăsta e video ăla ca să-l invoci pe Slenderman. Mult noroc, spor. Kaufland. La care gagicile astea urmăresc video-ul ăla și un clip din ăla, știi, cu imaginarea gen copaci, pădure, iluminati, hipnoză. Și după aia el le spun că e tot ok, știi? Și se simt ciudat. Urmează câteva săptămâni de coșmar pentru fiecare sau una dintre ele sau două, la care una dispare și dispare în cel mai mare și cel mai fain mod, nu-mi pasă spoilere, da? Atenție, spoilere, pentru cine pasă. Astea patru merg într-o excursie cu școala, într-o pădurice. Toate patru sunt în grup. La un moment dat, una se oprește și se uită la pădure, la copaci, știi? Se simte chemată, dacă vrei. La care celălalt pleacă de lângă ea, efectiv. Și ea dispare. Și nu mai găsesc după aia. Deci tu vrei să-mi spui mie că dintr-o excursie, un grup de patru fete, trei pleacă. Nici una nu s-a gândit la un moment dat să întoarcă capul, să, hei, nu vii și tu, hai. Sau să meargă după ea, sau, hei, ești ok, poți. Părnesc că se oprost, cine sunt eu să, eu numesc filmmaker din asta. Pe lângă toate astea, desigur, încep fiecare să-l vadă pe Slender Mache, un tip în costum care nu are față și mi-aduce aminte de un erou sau răufăcător. De la DC, parcă, question mark îl cheamă, nu? Omul semnul întrebării, care era? Ăla în costum și așa mai departe. Oricum arată foarte urât, e făcut pe calculator, arată foarte puțin pentru că probabil bugetul acestui film a fost extraordinar de mare, sunt convins. Trebuia să-mi dea mie banii aia să-mi iau shawarma, dar mă rog. Și îți dai seama unde merge deja filmul, nu? Astea trei fete o să încerce să o găsească pe fata aia. Fiecare o să, pe rând, fiecare o să fie mai agravată decât cealaltă, de exemplu. O să înceapă fiecare să-l vadă, ba pe Slenderman, ba să facă nebunii, ba să dispară și așa mai departe. Și cumva filmul se termină. Nu e spoiler. Nu cred că ți-am dat ceva spoilere până acum. Dar cumva filmul se termină. Nu există neapărat. Încearcă să-ți arate că au o explicație logică, dar nu prea au. Și ține o oră jumate. Foarte, foarte fain filmul ăsta. Pe lângă faptul că la un dat cineva intră în casa unei copile, sparge casa, intră, știi, prin infracție, și am impresia că părinții nu prea există. Ironic vorbind, pentru că ăsta care sparge casa e părintele lui fata aia care a dispărut, da? Am impresia că părinții nu prea există în filmul ăsta. Părinții zici că acolo. Când vine vorba de actor, nu știu niciun actor. Fetele astea au fost oribile, fiecare mai exagerată decât cealaltă de lângă. Părinții nu există, adulții nu prea există în filmul ăsta, deși dispare un copil și așa mai departe. Adică gândește-te cum este în It când a dispărut un copil, nu? Că
adulții, și copii implicați, dar și adulții și așa mai departe, sau alte filme de genul. Aici nu, aici e gen Slenderman. Deci nu am ce să zic despre actori, că nu îi știu pe niciunul, niciunul nu a fost atât de șmecher încât să zic dă-te dracu. Și cu siguranță cei care m-au enervat, evident. La sfârșitul zilei, Slenderman nici măcar nu este un film de distracție. Nici măcar nu pot să spun, știi când întrebau oamenii de The Nun sau Venom, merită să mă duc la cinema, așa întrebau. Mai discutam pe live, vezi că fac live pe Twitch, joi, vineri și sâmbătă, link în descriere. Mai întrebau oamenii, merită să mă duc la Venom, la cinema, să dau banii, merită să mă duc la The Nun, le ziceam, băi, cred că sunt niște filme atât de proaste, dar în același timp te poți și distra, știi? Te poți distra, îs popcorn movies. Dar aici e și atâta de prost de făcut, nu-ți pasă foarte mult de răufăcătorul ăsta de groază, atmosfera e de toată pula, jumpscare-urile sunt foarte ieftine, folosesc poze luate de pe net. Bine, asta cred că au făcut-o intenționat ca să nu ofere tribut povești și așa mai departe. Nici măcar nu pot să bag argumentul ăla pentru că nu este corect. Argumentul ăla cu, păi da, la ce te așteptai, sucre? E un film făcut după un creepypasta luat de pe internet, în pula mea. La ce te așteptai, sucre? Normal că tu fie căcăciul, în pula mea. Nu pot să spun asta, pentru că este un serial. Nu l-am văzut mai mult de 2-3 episoade, sincer, dar e fucked up as fucked up. Se numește Channel Zero. Probabil știți deja. Nu am reușit să văd foarte mult că mă speriu. Asta e, mă doare în pulă, râdeți. E făcut... Din câte am înțeles, mă puteți corecta, dar nucleul serialului, fiecare poveste, pentru că e și antologie, îs creepypasta. Povești creepypasta sau povești, mituri, chestii, știi, de pe net, de groază, vrăjel din astea. Și e foarte bine făcut. Și la ăla chiar te fucking sperii. Și eram, se poate, știi, nu pot să bargă argumentul că e oricum o poveste de căcat unde nu puteți adăuga foarte multe detalii la povestea lui Slenderman decât că ia copii și vezi, doamne, ia copii. Nu știu, foarte, foarte rău. E filmat ca pula, e filmat, cred că e unul dintre cele mai ieftine filme pe care le-am văzut, cum e filmat anul ăsta. Poate am văzut altele mai rele, dar probabil am văzut prea multe bune în ultimul timp, nu cred. N-au zis Venom. E filmat gen, de la început o să dea și ție sentimentul ăsta și nu o să știi ce sentiment sau la ce te uiți exact. Îți zic eu, zici că e filmat ca un fan film de pe YouTube. Și un film pe care l-aș face eu sau alți bulangii și încercăm să fim și noi cinematograf, filmo șmecheri. Da? E filmat cu niște bări, cu punem acolo un filtru albastru că e groază și tensiune și rece. E oribil. Și efecte speciale, gen, mi-era frică, știi, să nu mă speriu de Slenderman ăsta, dar când l-am văzut, arată oribil. Costumul e întunecat cumva cu un verde albastru, fața lui nu-i alb, știi? Gen, am văzut poze Photoshop mai creepy cu el decât cum arată în film. Mă rog, pentru mine Slenderman primește scut gol și cu siguranță este candidat la cel mai prost film al anului. Nu cred că este chiar cel mai prost, dar cu siguranță este un mare candidat și o să aibă competiție. Alte filme o să aibă competiție din cauza lui. Dacă vrei să discuți mai mult despre Slenderman sau ai altă opinie, poți să intri pe serverul de Discord, este linkul în descriere, avem acolo categorie de filme și avem și categorie unde poți discuta și spoilere dacă dorești. Desigur, citește legile înainte să intri ca să nu fie probleme și sper să te simți bine. Ai văzut Slenderman? Ce crezi tu despre el? Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.